Da, femeile sunt extrem de frumoase, diferite, vesele, deștepte, capricioase, romantice, cu talente culinare și cu cariere de succes. Însă ce înseamnă totuși femeie sexy? Cu siguranță ține de atitudinea ei, dar atunci când vine vorba de aparițiile ei publice, cum arată o femeie îmbrăcată sexy de-a lungul timpului, dar și acum? Există femei care cred că sunt sexy doar prin felul în care arată, dar și femei care se simt așa prin modul în care își trăiesc viața. Pentru cele din urmă, acest concept este unul cât se poate de complex. O să încercăm totuși să definim femeia sexy la capitolul vestimentar. Una dintre cele mai dominante ere în lumea fashion a fost moda anilor 70. Această perioadă e legată de un amalgam de stiluri. Sunt anii în care originalitatea era mai prețuită ca oricând, fiind considerată un simbol al creativității și al vibrației. Haine bufate, păr voluminos și tapat până la extrem, culori nebune, machiaj strident, totul a fost opulent și extravagant în decada de după 80, iar standardele frumuseții altele decât astăzi. 90-ul a fost considerat timpul inovațiilor. După nebunia de culori, texturi și imprimeuri care caracteriza anii 80, acum lejeritatea, simplitatea și confortul venea precum o gură de aer proaspăt. Anii 2000 au reprezentat un punct de cotitură în lumea fashion, chiar o catastrofă din punct de vedere stilistic, precum se declara. La modă erau blugii cu talie joasă, bijuterii opulente, pantaloni evazați, prea multe deodată. Lăsând la o parte retrospectiva câtorva decenii, ce înseamnă acum, în anul 2021, o femeie sexy la capitolul vestimentar? Am scăpat oare de stereotipul că aceasta trebuie să poarte haine decoltate, fuste scurte și să fie cât mai machiată și coafată? Și ce legătură are atitudinea acesteia cu ținuta pe care o poartă? Cum este pentru tine o femeie sexy? Cum trebuie să arate ea? Cred că nu o să zic ceva nou, dar sunt sigură că atunci când în suflet te simți bine, înăuntru te simți bine, atunci se vede și în exterior. Așa că nu contează cum te îmbraci, câteodată poți să, nici să nu te machiezi, dar să te simți bine în pielea ta. Așa că totul e în conformitate cu starea de spirit. Vreau să știu dacă îți place să fii sexy, să fii privită sexy. Întotdeauna mi-a plăcut. Îmi place să prind privirile bărbaților. Și cred că e ceva frumos. Fiecare femeie se simte special atunci când toți bărbații se întorc așa, atunci când intri într-un local undeva. Cum trebuie să fii îmbrăcat ca să atragi aceste priviri ale bărbaților? Nu e necesar să fii cu decolteu și fustă scurtă. Sunt alte și retlicuri pe care le știe orice femeie ca să arate sexy, probabil. Pentru mine, o femeie sexy, în primul rând, înseamnă să-și păstreze feminitatea, pentru că astăzi suntem martorii unei degradări totale în ceea ce privește feminitatea femeii. Ea tot încearcă mai mult să se apropie de ceea ce înseamnă bărbat, pantaloni, multe chestii care îi fură din acea frumusețe care ne atrage pe noi bărbații. Deci să înțeleg că eu nu mă încadrez în aceste standarde, pentru că eu sunt în pantaloni largi, în ghete, deci o femeie sexy, uite așa ca mine, poate fi sexy îmbrăcată așa? Sigur că poate fi sexy, doar omul poartă hainele, nu hainele poartă omul, și foarte mult contează cum tu duci această haină și cum tu te simți în ea. Uite tu, uneori, dacă leși rochia sau tocurile la o parte și încalți, de exemplu, o pereche de Adidas și blugi, te simți sexy sau mai puțin? Da, de ce nu? Și în Adidas și... Oricum, da. Capitolul vestimentar. Cum te simți, într-adevăr, o femeie sexy? Eu și cu un parfum doar mă simt sexy. Orice femeie trebuie să se simtă sexy înăuntru și, desigur, și aspectul fizic. E vorba aceea. Ochii văd, inima cere. Să aibă un corp frumos, sâni frumoși, de ce nu? Pentru că toți bărbații asta le place și să fie frumoasă.